Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la Pagini de Lumină. Astă seară am o întrebare care sper să vă zdruncine. Dumnezeu sau banii? Ce legătură are Dumnezeu cu banii? Ce crede El despre bani și ce crede El despre relația dintre noi și bani? Haideți să vedem. Alături de mine se află Alinca, de obicei, și domnul profesor Octavian Baban. Bine ați venit! Mulțumesc, bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că ați ales să fiți alături de noi și în această seară. Și v-aș adresa întrebarea direct. Dumnezeu sau banii? Se exclud acești termeni? Au loc în aceeași propoziție sau nu? Dacă e vorba să fie stăpâni în viața noastră, se exclud. Și Mântuitorul Iisus Hristos spune că nu puteți să slujiți la doi stăpâni. Nu puteți să slujiți lui Mamona, un termen care înseamnă avuție, proprietăți sau bani, și lui Dumnezeu în același timp. Oricine ar vrea să aibă doi stăpâni, se trezește că în cele din urmă slujește doar pe unul. Nu putem să slujim și pe Dumnezeu și banii, pentru că Dumnezeu deasupra tuturor, deasupra banilor, de la El până la urmă vin toate valorile și în final și banii. Deci cred că invitația este clară, să prețuim pe Dumnezeu, să-L ascultăm, să recunoaștem ca stăpân, iar banii sunt un mijloc economic, un mijloc de schimb. Să deci folosim ca atare. Nu se exclud neapărat. Totul depinde de percepția și de modul în care ne raportăm noi la bani. Nu se exclude și, cum zicea cineva odată, lucrurile cele mai frumoase nu se cumpără cu bani. În viață poate să fie zâmbetul unui copil, poate să fie dragostea între doi soți, nu se cumpără. Frumusețea unei dimineți, a unei seri, când vezi că Dumnezeu a intervenit în viața ta într-un anume fel. Da, sigur că nu se escut. Banii sunt o creație omenească și din păcate omul vede în simbolul lor foarte mult, foarte mult, și pentru valorile care sunt simbolizate de bani, e în stare să facă foarte multe lucruri rele. Din nefericire. Alin, aștept nerăbdătoare punctul tău de vedere. Unii ar putea să spună că și pentru Dumnezeu se fac multe lucruri care par bune, dar de fapt sunt rele. Și cred că cea mai perversă formă de rău este fanatismul religios. Și mi-aș permite să zic chiar creștin, nu la religios, că religios de regulă ne referim la musulmani, mă rog, ei zicem că fac, dar există și fanatism creștin. Acum, eu nu vreau să fac pe avocatul diavolului, însă aș tinde să cred că mare parte din blamul care se aduce banilor se cauzează neînțelegerii banilor. Și deși nu cred că putem să ne propunem în seara asta să explicăm practic ce sunt banii, putem într-adevăr să înțelegem ce spunea Mântuitorul, dar chiar și așa, nu știu dacă acele versete își propun să definească banii și să ne ajute să-i administrăm cum trebuie, doar acele versete. Pentru că dacă este să înțelegem ce spune Scriptura, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu despre bani, o să avem mult de studiu și de concluzionat, cred că nu ne-am grăbit să concluzionăm același lucru. Această dihotomie Dumnezeu sau banii, eu n-aș vedea-o ca fiind realitatea reală, ci realitatea din mintea multora, pe care, pentru că mulți o au în minte și noi suntem acum chemați să o discutăm. Dacă este într-adevăr să explicăm puțin ce înseamnă banii, simplu, ei sunt depozitarii unei valori, depozitari de valoare. Și, de regulă, în bani se măsoară timpul și efortul pe care îl depunem, dar nu numai atât, ci acolo este și valoarea percepută în banii aceia. Da? Una este în abundență să vinzi ceva și alta este când este penurie. Așadar, banii sunt depozitarii obiectivi și subiectivi ai unei valori. Și în sensul acesta am putea să ne întrebăm care este valoarea vieții noastre. Însă, vedeți, Dumnezeu nu este o valoare per se, ci Dumnezeu este o persoană,
este creatorul Universului și dacă îl percepem pe Dumnezeu doar în sens utilitarian, adică vin la El și îl iubesc și îl slujesc și vorbesc despre El pentru că face același lucru pe care îl face banii și încă mai mult, e periculos. Am discutat despre aceste lucruri în emisiunea trecută, în subiectul Evanghelia Prosperității, cumva, și am înțeles că Dumnezeu nu este doar un depozitar al unor valori care oricum sunt trecătoare, ci este mult mai mult. Aș vrea să discutăm despre un individ dintr-o parabolă din Sfintele Scripturi. Este vorba despre Luca 12 cu 20 și 21, care nu s-a raportat corect la bani, domnule profesor. Dumnezeu i-a zis, și vom discuta despre acest lucru, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Cum de s-a ajuns până aici? Domnul Iisus, de fapt, în situația aceea vrea să răspundă indirect unor oameni care l-au luat drept judecător și l-au pus să hotărească despre moștenirea părinților lor. Și el spune, cine m-a pus pe mine judecător peste voi în probleme de felul ăsta de moștenire? Și ca să le dea totuși o lecție, le zice parabola, care e foarte interesantă, despre un om bogat care într-un an a avut foarte mari venituri și pe ogor și în negoț și singurul lucru pe care și l-a propus, singura reacție față de o creștere mare a veniturilor a fost pentru anul, zice, dărâm toate hambarele, fac hambare mai mari și el cuprinde că s-a gândit el că așa o să meargă tot timpul, nu și-a pus problema, poate vine un an de secetă, zice, un hambar mai mare și acolo o să pun totul și o să zic sufletului meu, asta a fost întrebarea, problema pe care o a subliniat-o Domnul Iisus. Suflete ai de toate, mănâncă, chefuiește, bea. Și Domnul zice, nu e chiar așa. Tu crezi că mai ai timp de chefuit? Și Dumnezeu zice, ești nebun. În noaptea asta ți se va cere sufletul înapoi și tot ce ai pregătit acum va rămâne. Pentru cine va fi? Și atunci, cine nu se raportează la avuții, pierde perspectiva aceasta, să se îmbogățească față de Dumnezeu. Să se bucure pentru prezent. Să fie prevăzător, dar prevăzător cu un ochi spre dărnicie, spre caritate. Că Dumnezeu nu ne cere să fim neatenți, ci să fim buni administratori. Deci dacă ai câștigat mai mult, e normal. Investește, reinvestește. Dar dacă pierzi din vedere afacerea de bine, ajutorarea celor săraci, atunci dai dovadă de un egoism enorm și Dumnezeu îl poate taxa ca și aici în pildă. Adică ce faci dacă mori astăzi? Tot egoismul tău și toate prevederile tale, planurile, rămân altei minți, avuțiile altui buzunar. Deci, cred că atitudinea nu e dezastroasă, nu e rău ca să ai, e bine. Important e ce faci cu el, cum administrezi și dacă reinvestind, e suficient de înțelept să te îmbogățești față de Dumnezeu, ajutând, că Dumnezeu ne spune cum să ne îmbogățim față de El, că El nu are nevoie de bani, nu știi? Dar dacă ajuți pe cel sărac, dacă ajuți pe cel în nevoie, dacă vizitezi pe cel în nevoie. Practic, banii amplifică ceea ce ești. Dacă ești generos, vei fi și mai generos. Ei nu au puteri supranaturale asupra noastră, chiar dacă sunt comparați în metaforele biblice cu un stăpân. Problema acestui om este egoismul, așa cum a spus domnul profesor. Și dacă observăm versetul unde vorbește el cu el însuși, da? Versetul 19 și 18, îmi voi strica grânarele, voi zidi altele, acolo voi strânge toate rodurile, voi zice sufletului meu, suflete, strânge, ai multe bogății strânse, odihnește-te. Cine e personajul principal din monologul său? El însuși. Vedeți, omul, dacă ar fi pus într-un loc singur, nu s-ar descurca. Pentru că un om nu are toate resursele. Omul are nevoie de socializare și de complementarea, mă rog, calităților lui de către ceilalți. Că problema lui asta este, egoismul, și
Cred că dacă citim cu atenție, și ăsta este scopul, să citim cu atenție Scriptura, ne vedem de multe ori pe noi. Când, de exemplu, acum suntem la început de an, ne facem planurile, cine este în centrul obiectivelor noastre? Cine este în centrul rugăciunilor noastre? Cine este în centrul discuțiilor noastre? Nu cumva suntem și noi ca acest bogat, chiar dacă nu suntem ca el. Dar, vedeți, nu e nevoie să dea o bogăție mare peste tine ca să ajungi să gândești egoist. Pentru că cine este credincios în cele mici, va fi și în cele mari, și cine este necredincios în cele mici, va fi necredincios și în cele mari. Haideți să ne gândim la ultima săptămână. Despre cine am vorbit, la cine m-am gândit, despre cine am plâns și așa mai departe. Asta este problema fundamentală a omenirii, egoismul și centrarea pe sine. Da, din nefericire este o realitate și da, într-adevăr, suntem bogați, chiar dacă buzunarele noastre nu sunt doldura de bani. Însă la început de an, fiecare om capătă o nouă bogăție de secunde, de minute, de ore, de luni, de un an întreg. Da, și o nouă perspectivă, o nouă posibilitate exact. De a o lua de la capăt. Ce faci cu timpul care ți-a fost oferit? Trăiești doar pentru tine sau cauți să împlinești chemarea ta în lume folosindu-ți darurile, pentru că aceasta este o altă pildă, folosindu-ți talanții pentru slava lui Dumnezeu și binele altora. Exact. Domnule profesor, noi credem în creaționism, majoritatea creștinilor cred în creaționism și credem pentru că vedem cu ochii noștri chiar și astăzi frumusețile pe care Dumnezeu le-a creat. Lucrurile bune, extraordinare, de care ne bucurăm, inclusiv un pahar cu apă, inclusiv un munte pe care poți urca și te poți bucura de priveliște. De ce a creat Dumnezeu atâta diversitate? Și care este părerea Lui vis-a-vis de materia creată și legătura ei cu omul? Cred că are o părere foarte bună despre materia creată. Subiectul e foarte amplu. Întrebarea e nimerită și în cadrul aceste emisiuni. Nu știu de ce, dar când undeva Dumnezeu, cândva, a gândit să se exprime pe sine, creând lucrurile. El ar putea foarte bine să existe ca Sfântă Treime în sinea sa. Și există și asta și nu poți să știi tot ce se întâmplă acolo, toate cuvintele pe care și le spun Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, toată înțelepciunea, toate planurile. Ce veșnicie încărcată de glorie este acolo. Dar într-o zi, ca zic așa, Dumnezeu s-a gândit să se exprime în afară. Să exprime armonia sa în afară. Și atunci a creat lumea. Și în lumea aceasta, sigur, vrea să o viziteze, dar el este extern lumii. E transcendent. Și a făcut două lucruri atunci. Odată a creat o imagine a sa, care sunt oamenii, i-a făcut după chipul și asemănarea sa și a avut niște planuri și are niște planuri foarte mari. A mai creat și îngerii care sunt și ei asemănători lui, dar nu chiar ca omul. Și pe urmă a vizitat lumea prin întrupare, întrupându-se în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, în care și-a luat chiar natură de om și a intrat în creația lui, de aceea spune în Ioan, Evanghelia după Ioan a venit întru ale sale, așa s-ar traduce din greacă, și ai săi nu l-au primit. Deci Dumnezeu are o părere foarte bună despre lumea creată. Ea trebuia să arate în moduri măsurate și vizibile ceea ce e înăuntru lui și este invizibil. Și el însuși e în afara ei. Deci noi, în lume, noi nu facem decât, sau ar trebui să fim așa, să cunoaștem pe el, să-l reprezentăm pe el în lume, să acționăm în tandem cu el, ca și cum ar fi de bicicliști pe aceeași bicicletă. El conduce și noi, dăm și noi din pedale în același ritm. El spune că e bine să fii drept, noi să fim drepți. Numai că a pus niște lucruri aici și lumea, practic, e o parabolă despre Dumnezeu. Așa mă explic eu cum stau lucrurile. În lumea aceasta trebuie să descoperi pe Dumnezeu ca să nu cazi în capcana de a prețui mai mult lucrurile create de El decât pe El. Deci, toate lucrurile create de El sunt bune și foarte frumoase. Dar El a lăsat multe aici ca să învățăm să ne asemănăm cu El. Printre altele, a lăsat și să fim ispitiți
la bine și la rău, ca să ne decidem, vrem să fim sfinți sau nu vrem să fim sfinți. Și asta s-a întâmplat și în Eden și se întâmplă și acum. Dar Dumnezeu ne-a oferit o șansă prin jertfa lui Hristos. Deci, abundența și lumea creată, cu frumusețile ei, de la gusturi până la lumini, de la plăceri până la estetică, sunt darul lui Dumnezeu. E o mică exteriorizare, un mic exemplu de ce frumusețe sunt înăuntru lui. În privința asta, scopul materiei este bun. Numai că Duhul sau Spiritul a trebuit să fie mai puternic decât materia, pentru că odată Domnul Iisus, explicând lucrurile, zice carnea nu folosește la nimic, ci Duhul care dă viață. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Și atunci e bine cum ar veni așa să stai în fotoliu, cam asta ar fi lumea materială pentru noi, stai la masă, sau să mergi într-o grădină, dar cel mai bine e să fii în prietenie cu autorul grădinii, cu grădinarul, adică cu Dumnezeu. Lumea materială e o lume foarte bună și nu se vede că Dumnezeu are de gând să renunțe la ea. Adică a făcut-o să rămână. El schimbă cerurile și pământurile și face un cer nou și un pământ nou, dar tot materialul, mai frumos, mai armonios, dar va fi material. Da, mă gândesc că ideea aceasta a separării, a dualității, care vine de la Platon și a pătruns în teologia catolică prin Augustin, merge mână în mână cu evoluționismul și aș face o corecție aici. Nu majoritatea creștinilor sunt creaționiști, majoritatea creștinilor tind să fie evoluționiști. De ce? Tendința creștinilor de astăzi, uitați-vă la Papa Francis care declară că mitul lui Adam și Eva nu mai este valabil, așa cum nu mai este valabil nici mitul iadului. Deci el desființează. Cred. Și disputele sunt foarte mari în creștinismul de astăzi cu privire la evoluționism și creștinism, creaționism. Mulți înclinând balanța spre evoluționism. Acum, eu cred în relatarea creațiunii literale în 7 zile a Pământului. Doar un mic argument aș da aici. În Geneza sunt 10 genealogii sau 10 istorii, da? Avem istoria lui Noe, avem istoria lui Avram, istoria lui Isaac, Iacov. Una dintre aceste genealogii, care începe cu aceleași expresii, în cartea Geneza scrisă de Moise, este și genealogia sau istoria creării Pământului în 7 zile. Istoria aceasta se relatează într-un mod foarte literal, ca să zic așa, prin odată folosirea, pe lângă substantivul iom, zi, a numeralului, care întotdeauna în Geneza când apare și nu numai, relatează o zi literală. Și de asemenea se vorbește despre o seară și o dimineață, ceea ce delimitează temporal ziua. Dacă ne gândim la lună, luna calendaristică și la an, acestea au corespondent în fenomenele, era să zic, meteorologice, astrale, da? În soare, mișcarea în sistemul nostru solar, a corpurilor cerești. Însă de unde vine săptămâna? Geneza, cartea Genezei și relatarea din cartea Genezei din Biblie, explică și putem să spunem că este foarte pertinentă. Așadar, Domnul este cel care creează, nu prin milioane de ani, evoluționismul teist, nu stând la depărtare de materie, ci implicându-se cu Trinitatea să facem pentru, așa cum s-a spus, a se exprima pe sine și cred că nu este altă expresie mai frumoasă. Pământul și materia sunt exprimarea de sine a lui Dumnezeu. Acum, relatarea creațiunii are și ea paradoxul ei, zice, Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Bun, cum e Dumnezeu? E bărbat sau... Știți, sunt întrebări care poate vor părea puerile, pentru alții însă sunt absurde. Pentru noi însă, întrebările acestea nu și-au rostul atâta timp cât înțelegem că Dumnezeu e mai mult decât o persoană și nu se limitează la trup. Însă asta nu înseamnă că pământul și lucrurile de pe el nu sunt bune, mai ales că Domnul spune
pământul este al meu și Dumnezeu nu poate să dețină un lucru rău. Da, e un lucru care temporar este făcut să fie murdărit, da, de diavol și de păcat, dar va fi în cele din urma lui pentru veșnicie și va fi curat. Și banii sunt ai lui. Banii nu sunt o invenție omenească, mai ales dacă ne gândim la ce înseamnă bani. Tot ce este valoros pe lumea noastră are în spate încrederea. Și încrederea aceasta în timp a fost, și o vedem și în cartea Apocalipsei, în capitolul 18, a fost întotdeauna cea mai mare în aur. Deci nu banii tipăriți și nici măcar acțiunile pe bursă, ci aurul. Dumnezeu zice că și aurul este al lui. Și în cartea Apocalipsa spune același lucru. Așadar, cred că e bine să înțelegem nu un conflict între Dumnezeu și bani, ci să vedem, așa cum spune David Brooks, columnistul de la New York Times, care mie place foarte mult, bestseller, a scris două cărți bestseller, el spune că, de fapt, virtutea creștină înseamnă ordonarea iubirilor. Și da, toată lumea știe că a iubi banii mai mult decât, sau a iubi munca mai mult decât copiii nu e bine. Dumnezeu ne cheamă să iubim în ordonat și atunci nu este nicio problemă dacă îl iubești mai mult pe el decât iubești celelalte lucruri. Nu zice nimeni să urăști banii în sensul să faci alergie la ei. Ai trecut, fără să-ți fi propus, la atașamentul față de dar sau atașamentul față de dătător. Domnule profesor, cum reușim să ne atașăm mai mult de Dumnezeu decât de darurile sale, în așa fel încât această călătorie prin lume să fie una reușită din punct de vedere spiritual? Pentru că, deși există religii care spun că doar spiritul contează, există religii care spun că doar materia contează, noi credem că există o îmbinare frumoasă acolo și Dumnezeu vrea de la noi echilibru. Cred că este o problemă de maturitate. Așa cum un copil crește de la vârsta de nou născut și se maturizează și devine tânăr, apoi adult, așa și noi. Inițial, cred că ne bucurăm de ceea ce ne dă Dumnezeu. E prima reacție. Dar, dacă ne maturizăm, începem să vedem dincolo de ce ne dă El, îl vedem pe El și începem să vedem că El e mai important decât ce ne dă. Meniul Lui se poate schimba, dar El nu se schimbă și e totuși atât de frumos prin bunătate, prin generozitate, prin planurile pe care le are cu privire la noi. Deci, cred că e un parcurs de maturizare. Așa că invitația mea spre ascultători ar fi: vino la Dumnezeu, mulțumește pentru tot ce ți-a dat. Sănătate, masă, casă, corp. Mulțumește că l-a dat pe însuși Fiul Său ca să fim scăpați din robia păcatului și din tenebrele pedepsei și să ne câștige din nou pentru sine, să fim în familia Lui, ca fiți și fiice ale Lui. Ba chiar la un moment dat zice: eu sunt ca un soț pentru voi, mă? Ca o soție, ca un partener al Lui Dumnezeu. Și atunci noi suntem pe drumul acesta. John Piper a discutat foarte mult și a făcut un pastor din Statele Unite. A făcut aproape caracteristica predicării sale, că mereu sublinia nevoia de a te întoarce la Dumnezeu și a prețuit pe El mai mult decât darurile pe care ni le dă El. Și așa, și așa este, această subliniere a Lui este foarte adevărată. Cred că viața este o aventură cu Dumnezeu și care trece foarte repede. Dacă în viața asta reușești să te apropii, să te pocăiești, să îi dai dreptate lui Dumnezeu, să accepți jertfa lui Hristos, ai șansa de a-L cunoaște pe El și a intra în aventura vieții pe ușa cea bună, care este Hristos. Și atunci te bucuri. Și te bucuri și de bani și de toate darurile. Din păcate, în cadrul acestei aventuri, noi începem cu puțin, la un moment dat avem mai mult, iarăși avem mai puțin, în cele din urmă murim și lăsăm totul aici. Dar legătura cu Dumnezeu nu se pierde, cu ea trece dincolo de moarte și nici Dumnezeu nu zice că nu ne va da lucruri. El zice că, Domnul Iisus spune că dacă nu suntem credincioși în lucrurile
mici, cum vom fi credincioși în lucrurile mari. Exact. Sau în lucrurile care nu sunt ale noastre. Că ce aici acum nu e al nostru, doar în împrumut. Ci moștenirea mare pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea este după înviere. Pare paradoxal și un pic ciudat că lumea zice să trăim astăzi, nu pentru ziua de mâine. Și totuși Dumnezeu zice că cele mai frumoase lucruri sunt după înviere. Da. Este frumos ce spuneți și aș vrea să facem mai practic aceste lucruri, pentru că unii se pot uita la noi și pot spune, ce vorbesc? Da, corect. Mie mi se pare foarte relevantă istoria lui David. Pentru că ne-am apucat să discutăm despre el emisiunea trecută. Deci vreau să discutăm acum. David este un personaj pentru mine personal, unul foarte controversat și unul demn de discutat de fiecare dată când avem astfel de provocări. David a fost cel care n-a avut nimic, a avut totul, a pierdut totul și apoi a primit din nou totul, dar în moduri foarte diferite. David s-a confruntat cu lăcomia și, cum domnul profesor sublinia emisiunea trecută, s-a confruntat de fapt cu pofta. Când vorbeam despre Eva, dacă vă amintiți. Cum a reușit Dumnezeu să-l aducă pe David pe linia de plutire? Cum a reușit David să se raporteze corect la Dumnezeu, la intervenția lui Dumnezeu în viața lui, în așa fel încât să-și scoată din groapa în care intrase? Și mă gândesc în mod special la pofta de care a dat dovadă, pofta nestăvilită de care a dat dovadă când și-a dorit mai mult decât ceea ce avea. Mă gândesc la adulterul pe care l-a... Biblia ne prezintă un moralism realist, spre deosebire de moralismul romantic, promovat în special în lumea vestică, după cel al doilea război mondial, după Marea Depresie economică, cu scrierile lui Norman Vincent Peale și ale altor psihologi care au accentuat frumosul din om și nevoia de a ne iubi. Însă Biblia prezintă un moralism realist. Omul este o ființă minunat creată, dar și profund căzută. Păcătoasă. Și cel mai bine se vede în personajele din Scriptură. Nu numai David, ci toți au avut. Și Cain, și Acan a poftit puțin. N-a poftit mult și a fost pedepsit. Este natura umană și fereastra aceasta pe care ne-o oferă Biblia în psihicul uman ne este pentru pildă, pentru corectare. Să ne dăm seama că în mod inconștient egoismul din noi va căuta să aibă mai mult. Cât de mult? Un pic mai mult. Mai mult decât ieri. Însă aici este o problemă și, așa cum a spus domnul profesor, ce este mai bun urmează după înviere. Și Biblia ne spune că acolo nu vom fi niște săraci care stăm la poarta cerului, ci vom fi cu toții bogați în termenii biblici, dar și din punct de vedere material. Nu-mi imaginez cerul fiind un loc doar spiritual. În problema este când lucrurile sunt în dezechilibru, când cauți doar în exterior să te dezvolți și nu mai ai și rădăcini. Rădăcinile reprezentând caracterul. Iar caracterul este cel care ține lucrurile în tensiune, pentru că nu ai cum să fii rupt de realitate când cauți să te uiți la tine și să îți dezvolți acest caracter. El se dezvoltă doar într-o luptă cu tine. Ei, în momentul în care intri în această tensiune, luptă cu tine însuți sau însăți, de a îți conștientiza amprenta ta de păcat, pe care îl repeți în mod constant, pentru unii lăcomia, pentru alții teama și așa mai departe, atunci ești tot timpul în alertă, așa cum ne spune Scriptura, ceea ce la David nu s-a întâmplat. El nu mai era în alertă pentru că a intrat în această stare de liniște, de mulțumire de sine, despre care se vorbește și în Apocalipsa, către biserica din Laodicea. Tu zici că ești bogat, te-ai îmbogățit, nu duci lipsă de nimic. Un fel foarte plastic, foarte clar de a exprima starea bisericii, poate chiar creștine, din timpul acesta, înainte de încheierea tuturor lucrurilor, care are multă istorie, care are cunoștință, care are libertate în mare parte a lumii, dar care s-a îmbogățit nu față de Dumnezeu, prin neprihănirea lui Hristos, ci s-a îmbogățit prin cunoștință. Cunoașterea ucide. Cunoștința fără transformarea vieții ucide. Și David știa multe despre voia lui Dumnezeu, a avut aceste experiențe, însă aceea experiență timpurie nu l-a dus la transformarea vieții, la a te concentra pe interior. Și el se mulțumise. Vedeți? Fericirea în viață, dacă vreți să o numim așa, calitatea vieții constă în progres.
în a intra într-un proces zi de zi și când te oprești, atunci intervine ispita, atunci te mulțumești. Este valabilă vorba aceea care spune că un creștin nu are cum să stea pe loc. Mm. Fie urcă, fie coboară. Da. Spuneți-mi despre David ce opinie aveți. Eu cred că David a fost o persoană foarte echilibrată, cu sentiment al justiției deosebit. N-a zice că a fost un om lacum, dimpotrivă, a fost foarte drept. Îmi rămâne un episod în minte, cred că în cartea 2 Samuel, capitolele 27, 28, 29, unde el se întoarce de la o bătălie, trebuia să urmărească niște vrăjmași, să-i scape rudele lui și ale tuturor care fusese luați robi și armatele sau cetele de jefuitori luaseră și toată bogăția lor. Și o parte din soldații lui n-au mai putut să meargă pentru că veneau de la altă bătălie și erau obosiți și au rămas undeva la mijloc. El s-a dus cu ceilalți, i-a biruit și pe urmă s-au întors la aceștia care păzeau tabăra, ca zic așa. Și învingătorii au zis... Păi voi, zice, dacă tot nu v-ați bătut, luați-vă nevestele și copiii, mergeți acasă. Și restul prăzii, valori și bani și asta se împarte între noi. David a zis, cum puteți să faceți așa ceva? Ci partea celui care merge la auștiri e aceeași cu partea celui care a stat la tabără, să păzească tabăra. Ori aici, el era încă tânăr, nu ajunsese rege, a dat dovadă de o dreptate extraordinară și spune textul, acolo într-un verset mic, dar foarte important, că hotărârea aceasta a rămas lege în Israel. Deci, lumea n-a putut să o dărâme, mi s-a părut foarte bună. Și au prețuit-o. Era o moștenire, de fapt, a dreptății lui. Deci, la lucruri practice, îl prețuiesc pe David. Și vreau să spun că una din rugăciunile mele așa este, Doamne, ajută-mă să fiu ca David sau să am o inimă davidică, zic eu, nu solomonică. De ce? Solomon era foarte deștept, și totuși nu l-a ascultat pe Dumnezeu. Așa. David era de asemenea foarte deștept, că vorbea, Solomon trebuia să asemene cu cineva, de asemenea se semăna și cu el și cu Bașeba, că și ea era foarte deșteaptă, era nepoata lui Ahitofel, care și el era foarte deștept. Bun, deci toată lumea era deșteaptă. Dar vreau să fiu deștept ca Solomon, ca David, nu ca Solomon, pentru că Solomon a fost deștept și totuși nu l-a ascultat pe Dumnezeu. Și a mers în continuare. Nu se vede că s-a întors la un moment dat și a spus, am greșit. Dar David a greșit și mereu s-a întors și a zis, da, Doamne, ai dreptate, am greșit și s-a corectat. Deci el a avut o reacție de feedback foarte, foarte bun. Cu toate că a făcut și o prostie mare, cea pe care ați amintit-o. Dar aș vrea să fiu un om cu o inimă davidică, adică un om care se pocăiește și se întoarce repede la Dumnezeu. Nu trebuie să-l cronometrezi, să vezi mult timp. El se întoarce imediat. Aș avea totuși de adăugat ceva aici. Nu știu cât de repede s-a întors el la Dumnezeu după ce și-a permis să ia fructul interzis, să zic așa. Pentru că, din câte mi-amintesc eu, era vorba de cam un an de zile. Până s-a decis el să se întoarcă. Pentru împărat înseamnă repede. Ați deci reușit să o rezolvați. Împărații se bucăiesc greu. Mai ales împărații deștepți. Cu funcții înalte, greu, că ei tot o întorc, o spun că... Da. Eu nu. Am puțin, dar ceilalți au greșit mai mult decât mine. Alții greșesc mult mai mult decât mine. Eu sunt un... Mă gândesc ce a fi fost în inima lui un an de zile. Cred că când s-a frământat foarte tare. Important e că nu l-a ucis pe prorocul Natan când i-a zis tu ești acela care a greșit. Exact. Pentru că eu să fi fost în locul David sau Vlad Țepeș să fi fost. Că cineva vine să-l mustre pe el. Să știe în istorie că Vlad Țepeș a tăiat capul cuiva care l-a mustrat și a zis că nu știu ce, și a zis, cum așa vorbești tu cu un împărat mare ca mine? Și a tăiat imediat capul. Cred că David ar fi putut să spună lucrul ăsta, să zic, cum vii la mine, de la mine mănânci, de la așa, la curtea mea stai și tu îmi zici mie că tu ești criminalul ăla. Dar nu, i-a spus, da, așa este, s-a pocăit și a revenit. De asta îl prețuiesc pe David. A zice, el a fost împotrivă un om de echilibru material, spiritual, știa să economisească când Dumnezeu a zis să nu facă templu pentru că este un om care a omorât prea mulți în viață și nu poate să facă el templu păcii lui Dumnezeu. Era o contradicție prea mare. Zice, lasă să facă fiul tău, că ăsta de la început un om al păcii, Solomon. Da. N-a fost în atâtea bătălii, sau nu va merge în atâtea bătălii în cât ai fost tu.
Da. Deci asta spune eu despre David. Înclin să cred ce spuneți dumneavoastră. Ok, pentru un împărat s-a întors în termen. Vis-a-vis de istoria lui David și a oricărui om care are puterea, știm că sărăcia face oameni, bogăția face monștri. Asta se întâmplă cu David și Dumnezeu vrea să-l oprească. Vedeți, noi de multe ori vedem în gesturile astea ale lui David sau ale oamenilor care greșesc, vedem mâna diavolului. De ce nu am vedea, și aș propune seara asta, să vedem mâna lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu îi dă o fereastră către interior și prin el și nouă să înțelegem ce pericole ascunde puterea. Dumnezeu n-a vrut ca Israelul să devină regat. Planul a fost omenesc și au cules consecințe aspre. David se afla într-o poziție neideală, ca să folosesc un cuvânt, nu pe care Dumnezeu o promovase de la început, ci era o dorință omenească, într-o poziție omenească și cu consecințe grave. Așa că lecția asta este o fereastră către psihicul uman să înțelegem că puterea corupe. Și dorința totuși lui de a avea din ce în ce mai mult și acest lux cu care își permitea să omoare un om, apoi să stea liniștit un an de zile fără să mărturisească păcatul, arată tendința de a corupe. Și dacă ne uităm la cei peste 40 de împărați ai lui Israel, nord și sud, majoritatea, doar vreo 7-8 cu el, au fost acolo, aproape de Dumnezeu, în jur, aproape. Nu ca Venus, Mercur, cea mai apropiată pe planetă de Soare, poate ca Marte, dar oricum au fost. Ideea este că puterea corupe și trebuie să învățăm că ființa umană nu e niciodată mai coruptibilă decât atunci când are puterea. Și totuși, contrazici puțin ceea ce ai spus mai devreme și anume că banii nu te vor face mai rău sau mai bun, ci vor continua tendința naturală? Da. Păi și care e tendința naturală? Presupun că David ar fi ajuns în aceleași conflicte, este părerea mea, chiar dacă n-ar fi avut atâta putere. Păi pentru de ce că... nu a ajuns? Atunci când era urmărit de Saul în pustie, a fost nobil. A fost curat la suflet. A fost nobil și puțin mai târziu, când fugea din Ierusalim, deoarece era urmărit de fiul sau Salomon. Da, a avut așa suișuri. Să-l ucide și acolo era un om care... Și mei care striga la el așa, da, ca să-l întărâte și cu plăcere îl bestema și spunea criminalul, omul al sângelui, asta însemna ucigașul de tot, nu știu ce. Și generalul Ioab al lui David îi zice, cum suport să strige așa la fața împărătească? Spune un cuvânt și mă duc eu și rezolv. Și David zice, măi, ce ai cu mine? Zice, lasă-mă, nu sunt destul de amărât că ea din casa mea mă persecută. Zice, mai vrei să rămân și pe asta? Dacă Dumnezeu a zis să strige împotriva mea, lasă să strige. Deci, acolo a fost din nou smerit. Da. El era un om foarte interesant. De asta, eu rămân la rugăciunea Davidică. Dar știți că în Psalmul 119, scris de, cred că, David, el spune, până ce mai zmerit rătăceam. Deci Dumnezeu îl zmerește din când în când, pentru că el tot timpul așa. Este clar că a avut o personalitate foarte puternică. Da, ce a avut rege, nevoie de mult. Nu. Și înainte să fie rege. Eu cred că a fost un om special, care a avut nevoie de îndrumare specială. Haideți să ne îndreptăm spre ultima parte a acestei discuții, pentru că timpul ne zorește, să vedem această problemă, Dumnezeu sau banii, banii fiind un termen generic, nu neapărat banii în sine, în viața lui Iov, acest personaj impresionant din punctul meu de vedere, care deși a fost foarte mult binecuvântat, este clar, a rămas fără nimic, după care a avut parte de o binecuvântare cu totul și cu totul specială cu amprenta divină. Haideți să vedem parcursul acestui om prin viață și cum l-a înțeles el pe Dumnezeu. Ei, la începutul cărții el credea că îl înțelege pe Dumnezeu. La sfârșitul cărții și-a dat seama că nu îl înțelege pe Dumnezeu și a pus mâna la gură și s-a pocăit în sac și cenușă. Și a mărturisit că era păcătos, deși Dumnezeu a spus despre la început că era neprihănit. Asta este paradoxul biblic. Cel mai bine este când spune altcineva despre tine că ești neprihănit, când te bați tu cu pumnul, tu crezi că ești, pe bună dreptate, nu falsă modestie, un păcătos. Iov nu-l cunoștea pe Dumnezeul pe care l-a cunoscut la sfârșit, pentru că el credea că dacă faci binele, binele va veni după tine, dacă faci răul, Dumnezeu te va pedepsi, iar el nu era pedepsit. În momentul în care a pierdut copiii cei 10 și toate bogățiile și în care soția îl necăjea să-l blesteme pe Dumnezeu, adică să pocăiască, până la urmă, să renunțe la
discuția asta și la argumentul ăsta să termine totuși și să o ia de la capăt altfel. Nu-l cunoștea pe Dumnezeu, nu pentru că el n-a vrut să-l cunoască, ci era tributar cunoașterii timpului și filosofiei timpului. Și toată tema este, a cărții este explicată de diavol, că era, și el era deștept, diavolul. Și încă mai e. Și anume, degeaba, îl întreabă el pe Dumnezeu, degeaba. Ei, da, degeaba. Până la urmă, Dumnezeu a fost rugit degeaba, pentru că atunci când l-a reabilitat pe Iov, nu i-a promis că o să-i dea înapoi copiii, exact, bogății. A fost degeaba. Iov a spus să-mi pun mâna la gură și mă pocăiesc, chiar dacă nu știu dacă vă mai primi ceva. Domnule profesor, Dumnezeu sau banii în viața lui Iov? Este o teologie, știu, e foarte amplu. Însă, așa, simplu să încercăm să înțelegem. Cu un ochi la timp. La timp. Viața lui Iov, cred că a fost o viață adevărată și el un personaj real. Iar semnificația pentru noi este uriașă. Ca să spunem așa, Iov nu pare nici el dominat de bani. El este gata să accepte toate pierderile și în cămile și în avuții și în copii. Rămâne numai el și soția. Și el îi spune, dragă, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, ce putem să mai facem? Ba el rămâne credincios și când Dumnezeu lasă ca să fie atacat însuși trupul lui și să devină el bolnav, cu o boală foarte grea de piele și probabil nu numai, încât toată lumea a fugit de el și prietenii când au venit să-l vadă au stat vreo 7 zile fără zică nimic, fiind copleșiți de durerea lui Iov. Iov după mine este o paradigmă, este un model a faptului că Dumnezeu ne-a făcut din nămol, din praful pământului, dar putem să avem principii foarte înalte, foarte înalte, chiar mai înalte decât îngerii. Pariul dintre Dumnezeu și Satana, dar pe care Dumnezeu îl acceptă de fapt, sau stârnește, este acesta. Satana, ca de obicei, acuză umanitatea și spune, Iov nu te iubește, nici nu-i cinstit din convingere. Dă-i ocazia să te blesteme, uite, apasă mai tare asupra lui și o să te blesteme în față. Și Dumnezeu zice, nu cred. Hai să punem la încercare. Și într-un fel, Iov este ceea ce n-a fost Adam. La încercare, el stă drept. Da, are un mod de a susține neprihănirea, care însă era adevărat, el nu greșise. Cel puțin în ceea ce cunoștea, nu greșise deloc. Însă are o concepție etică mică despre Dumnezeu. Dumnezeu, dacă vedeți, când îi răspunde, zice, hai să vedem. Uite, eu sunt elevul, acum tu ești profesorul. Tu discuți despre dreptate, nu știu ce. Hai să vedem. Tu ești mai bun decât mine? Tu, dacă ești așa drept, poți să faci ceva cu conștiința dreptății? Dimineața, dacă te scoli, ai putea să tragi zorile ca pe un preș și să cadă toți cei răi de picioare? Nu poți, ok. Dar atunci hai să vedem. Natura o înțelege și face o demonstrație că în natură sunt forțe extraordinar de mari pe care Iov nu le înțelege. Și atunci, cu alte cuvinte, îi zice, nici ce se întâmplă acum tu nu înțelegi. De ce nu ai încredere în mine? Și eu recunoaște față de Dumnezeu, Doamne, am vorbit și nu. Și de aici apare estetica necunoașterii. Nu înțeleg nimic, dar îmi place foarte mult. Eu nu pricepe nimic, am zis, Doamne, nu înțeleg, dar te iubesc. Dar satisface faptul că Dumnezeu totuși... Da. Iar Dumnezeu zice, asta este o pocăință bună. Și în cele din urmă, din pariu cu Satana, Dumnezeu este câștigător că spune, măi, am făcut un om din nămol și am pus în el Duhul meu și ăsta, deși l-am bătut, cum ai zis tu, poftim, și cât ți-am dat voie, a stat drept ca exact cum a zis el. Așa că important este nu cine e tare și mare, adică îngerii, ci cine este aproape de Dumnezeu. Aici e un lucru frumos. Iov chiar se ceartă cu Dumnezeu și uneori, în necazuri, ar trebui să înțelegem că Dumnezeu acceptă. Mulți oameni spun, nu, Dumnezeu acceptă, haide, spune-mi ce nu-i bine. Și tu spui, uite, te ceri cu el. Spune, da, ok. Numai că eu știu puțin mai mult. Deci, pentru mine, Iov este un exemplu extraordinar că ceea ce a făcut Dumnezeu va fi dus la capăt și dacă pe Iov l-a restaurat și Iov avea o cunoaștere vagă despre venirea lui Hristos. Noi acum știm mult mai mult despre Domnul Iisus Hristos. E o încredere, istoria lui Iov e o încredere că de la Dumnezeu vin toate, binecuvântările și banii, și sănătatea și toate. Și că ce și-a propus el să facă cu oamenii în istorie, indiferent de capcana în care ne-a tras cel rău în Eden și până acum, el va reuși. Adică ne face după chipul și asemănarea lui.
Aș mai adăuga foarte scurt că din lecția lui Iov despre bani învățăm că atunci când ai mulți, nu înseamnă că nu-i poți pierde pe toți. Corect. Și că atunci când ai puțin sau deloc, nu înseamnă că ești blestemat de Dumnezeu. E exact. Ca un film american în care ăsta pierd totul. Și în filmul american, ușor ajuns sus, pe urmă pierzi totul, ajuns cel mai jos. Păi ei s-au luat după eu. Da, așa este. Se pare că avem de unde învăța dacă vrem. Dacă vrem, Scriptura este o carte minunată. Care, apropo, dacă este studiată și implementate principiile sale, numai dacă te uiți la principiile din Cartea Proverbelor, minunate, și avem povestiri reale despre oameni, țări care, guverne care au implementat aceste principii în pușcării, în guvern, și s-a văzut prosperitatea. Exact. S-a văzut... Deci ne uităm în țările din lume care au fost deschise către principiile biblice, Statele Unite, Vestul, nu mai vorbim de căderea morală, dar au fost în istorie superioare. Da, cu siguranță. Eu înțeleg de la Iov și un lucru care mă face să sper și să fiu și puțin șmecher, așa, omul care vrea să fie șmecher poate. Doamne, bine, am pierdut totul, însă chiar dacă am pierdut, eu rămân lângă tine și s-ar putea să-mi dau și mie înapoi dublu ca și lui Iov. Bine, eu cred că... aș încheia cu un verset din 1 Timotei, capitolul 6, dacă se poate. Vă rog. Care zice așa, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Deci nu banii însăși. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețe, luptă de lupta cea bună a credinței. Să nu uităm că toate celelalte vor veni pe deasupra, la timpul lor, dacă ca o Dumnezeu consecință. Da, așa este. Ultimul gând, Alin. Lupta pentru existență, cu adevărat lupta pentru existență de pe pământ, nu este să ai bani, ci să fii capabil să trăiești, cum a spus și Pavel, și în belșug și în lipsă, pentru că ai descoperit ceva dincolo de siguranța financiară. Este caracterul care te susține și în lagăr și dacă ai fi pe scaunul unui director care câștigă, nu știu, cât pe an. Exact. Caracterul. Caracterul trebuie urmărit. Și nu cred că Biblia ne învață să separăm Dumnezeu, pe Dumnezeu de bani, ci doar dacă, ca un organism care s-a infectat și trebuie să tai mâna, doar în momentul ăla în care iubești banii mai mult, atunci Dumnezeu spune, până la urmă, cu cine vrei. Dar Dumnezeu, să nu înțelegem că vrea să ne ducem undeva în mănăstire, să stăm acolo singuri și triști și... știu eu mai cum. Așa este. Dumnezeu știe ce ne așteaptă pe fiecare în parte și dacă am trecut și prin experiența lui Iov la nivel de cunoaștere, eu cred că vom avea mai mult curaj să înaintăm pe calea noastră de credință. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru invitație! Domnule profesor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături și vă doresc să fi primit din toată inima răspunsul la frământările vis-a-vis de această... de această propoziție în care au loc și Dumnezeu, are loc și Dumnezeu și banii. O noapte bună vă doresc!